Capela Buna Vestire și Sfânta Maria Egipteanca din Constanța, locul de întâlnire al tinerilor din Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români, și-a cinstit astăzi ocrotitoarea. Sfânta Liturghie a Darurilor Înainte Sfințite a fost oficiată de Înalt Preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, care a vorbit celor prezenți despre viața Sfintei Maria Egipteanca, model demn de urmat pentru tinerii din ziua de azi. Sfânta Maria Egipteanca a fost aleasă ca cea care poate să-i povățuiască și să-i întoarcă pe tineri la înțelepciunea cea adevărată. Ea, prima tinerețe, și-a cheltuit-o în păcate, dar tot tânără era și la 29 de ani, când a cunoscut pe Dumnezeu și a început să se întoarcă la Dumnezeu. De aceea este pilduitoare viața ei atât de mult pentru tinerii din toate timpurile și pentru toți oamenii. Pentru că Sfânta Maria Egipteanca arată cât de mult iartă Dumnezeu, cum se poate apropia prin căință orice om de Dumnezeu. Nu există păcat de care se leapădă omul și se căiește și începe să trăiască în lumină și în adevăr, de care Dumnezeu să nu-l despovăreze. Capela este așezată la intrarea în stațiunea Mamaia și în proximitatea Universității Ovidius. Alături de ea se va construi o biserică. Nădăjduim că în scurt timp vom pune piatra de temelie pentru biserica mare, pentru biserica de zid, cea care va deservi universitatea și liceele, școlile. Este o biserică pentru tineri, fiindcă în biserică nu există oameni în vârstă, ci numai tineri de mai multe vârste, de vârste diferite. Părintele slujitor, părintele Cezar Axinte, îndrumătorul filialei noastre, este cel care ne-a ajutat să ne organizăm și să fim o familie cu adevărat. Îi mulțumim pe această cale și ne bucurăm de ajutorul sporit pe care ni-l oferă de fiecare dată când îi cerem acest lucru. De asemenea, și biserica în care noi venim de ne rugăm în fiecare săptămână sau în fiecare zi, depinde după program, este ca o casă cu prosoape tradiționale românești și are un farmec aparte. Noua biserică va deveni un loc de întâlnire pentru tineri și studenți.